Merge camera. Mă numesc Stefan Damian, am absolvit secția multimedia sunet montaj în 2012, iar actualmente predau sunet în cadrul aceluiași program multimedia și în cadrul programului de masterat Interactive Technologies for Performing and Media Arts cu predare în limba engleză. Experiența de student în cadrul UNATC aș zice că este una deosebită Deoarece aici nu prea ai nevoie să tocești, să, să faci nopți albe pentru a memora diverse chestii, ci mai degrabă faci nopți albe pentru a-ți realiza propria pasiune, pentru a-ți realiza propria idee. Iar aici în UNATC ești sprijinit în acest sens. Tot în cadrul UNATC-ului, studenții au ocazia de a cunoaște foarte mulți oameni creativi, atât din domeniul teatrului cât și din domeniul filmului. Iar după absolvire aceasta devine um, o gamă socială, aș zice, foarte mare, din care absolvenții pot alege cu cine să formeze echipe și cu cine să facă proiecte mai departe. Dacă ești interesat de licența multimedia, aici vei avea ocazia de a lucra cu imagini. De a lucra cu sunete și de a spune în cele din urmă o poveste. Acest lucru cred că este cel mai important lucru pe care eu personal l-am învățat în cadrul acestei licențe, și consider că este foarte important să știi cum să spui o poveste, indiferent de limbajul artei în care activezi. Fie că vorbim de arte cinematografică sau performance art sau arta instalațiilor. Este foarte important să poți să comunici povestea și să transmiți emoția. Unul dintre multele momente care m-au marcat în facultate a fost în anul întâi când la un exercițiu de montaj am venit foarte încrezător în sine, crezând că uh, o voi impresiona pe doamna profesoară și că îmi va spune ce bun a fost exercițiul, iar după ce am dat play, după probabil o secundă sau două secunde m-au oprit. Iar apoi a început o serie de întrebări care pe moment m-au deranjat, m-au iritat, dar acele întrebări încă le țin minte și acum în toate proiectele pe care le fac și acele întrebări sunt ce, de ce, cum, pentru ce... Adică tot, tot, ce facem, chiar dacă suntem artiști și oricât de abstract ar fi, trebuie să aibă o motivație și să spună o poveste. Iar toate aceste întrebări sunt, le puteți folosi ca și guideline-uri și în cadrul examenului de admitere. Pentru că comisia asta urmărește de la voi. Să vadă că voi aveți o idee că încercați să o exprimați într-un mod anume. Urmărim asta mai mult decât uh, să vorbiți, în, nu știu, după un tipar în cuvinte cinematografice învățate pe dărăstă. Uh, vrem să vedem că puteți gândi altfel și că mesajul vostru ajunge acolo. Este normal să aveți uh, emoții în cadrul admiterii, dar încercați să luați acele emoții și să le transformați în ceva pozitiv. De multe ori din emoții o să vă vină idei care, poate dacă ați fi relaxați, nu v-ar veni. Personal, eu aștept niște studenți dezghețați care să uite de rigorile impuse de liceu, care să fie creativi, care să-și susțină ideile, care să comunice și care să fie interesați de cam tot ce mișcă.